Stimulente de la stat pentru tinerii care se angajează în acest an, în contextul în care România se confruntă cu o criză a forței de muncă și există un număr mare de tineri care nu lucrează, Ministerul Muncii anunță stimulente financiare pentru tinerii șomeri care își găsesc de muncă. Stimulentul de 1000 de lei este acordat tinerilor șomeri neindemnizați care își găsesc un loc de muncă. Ministerul Muncii mai acordă și o primă de inserție de 1794 de lei pentru absolvenții din evidențele Agenției de Șomaj, care își găsesc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. De asemenea, se acordă jumătate din primă la angajare, jumătate după 12 luni. Însă acestea nu sunt singurele beneficii de care se pot bucura tinerii dacă se angajează. Absolvenții de învățământ din promoția 2024, care nu continuă studiile, sunt așteptați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire pentru a fi înregistrați în evidențe ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale în vârstă de minim 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj de următoarele prime. Primă de inserție, egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării, respectiv 1794. Primă de instalare în valoare de 12.500, primă de relocare în valoare de 900 de lei pe lună, primă de încadrare în valoare de maxim 55 de lei pe zi, de asemenea și angajatorii care încadrează în muncă tineri, beneficiază de o subvenție de 2250 de lei pe lună. Actele necesare, înscrierii în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a avea un loc de muncă, sunt carte de identitate, diplomă sau certificat de absolvire, până la eliberarea diplomei se acceptă adeverința, un curriculum vitae. Anunțul vine în contextul în care România stă cel mai prost în Uniunea Europeană la capitolul angajărilor în rândul tinerilor. România este țara cu cei mai mulți tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, care nu lucrează, dar nici nu sunt ocupați cu educația, potrivit datelor Eurostat.